Bună ziua, sunt Loreta Popa și reprezint cu bucurie și mândrie Muzeul Național al Literaturii Române. Bine ați venit la Poezie și Creație. Astăzi alături de noi se află Rodica Benintendi. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația Muzeului Național al Literaturii Române și a mea implicit. Rodica Benintendi este un artist. Un artist deosebit care trebuia să aibă un vernisaj la Muzeul Național al Literaturii Române în 16 martie anul curent. Din păcate, din motivele pe care le cunoaștem cu toții, vernisajul nu a putut avea loc. Drept urmare, am considerat că, fiind vorba despre creație, ar fi tare bine dacă am invitat-o în cadrul rubricii noastre și să prezentăm ceea ce trebuia să se întâmple atunci, în martie. M-aș fi bucurat ca acel vernisaj să aibă loc, pentru că, iată, un exemplu se află chiar în spatele tău, un tablou absolut senzațional care ar fi creat furor, sunt fer convinsă, pe pereții albi din sălile de expoziție ale muzeului. Rodica Benintendi, în această lume plină de urât, în această lume plină de mizerie până la urmă, că despre asta este vorba, își mai poate găsi un artist inspirația? Îmi găsesc inspirația permanent și cred că este cel mai mare dar, în afară de capacitatea mea de îndrăznesc să spun a face artă, imaginația și inspirația, care nu îmi lipsește și cred că sunt binecuvântată cu un astfel de dar. Absolut tot ce mă înconjoară este foarte important, iar contextul actual, chiar dacă la prima vedere pare așa cenușiu și foarte trist, ba chiar fără lipsă de perspectivă, mă ajută cumva să trec și să-mi permit să văd mai departe, dorindu-mi să fie o inspirație pentru cei care și-au pierdut de mult orice speranță în ceea ce ne privește. Știu că sună așa de trist, știu că este demotivant momentul în sine, pentru că este total necunoscut, pentru că oamenii nu mai știu cum să reacționeze, pentru că în ciuda faptului că ar trebui să fim mai buni, ne înrăim în fiecare zi și asta cu siguranță că este tot datorită acestui lucru, că nu știm cum să reacționăm. Da, ceea ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat niciodată în toată istoria omenirii. Niciodată. Iar noi suntem contemporani și dacă am ales cumva să fim astăzi aici, chiar împreună, într-un astfel de moment, cu siguranță că misiunea noastră nu s-a terminat și mai avem foarte multe lucruri de spus și de făcut. Da, este foarte adevărat. E foarte simplu în ceea ce te privește. E suficient să privesc acest tablou și să-mi dau seama că prin culorile care vibrează tu reușești să aduci lumină în sufletul privitorului, știi? Chiar dacă există aici un ceas care are grijă să ne amintească permanent că timpul poate vindeca, poate schimba, poate aduce neliniște și poate aduce chiar foarte multe frustrări. Există însă jos, pentru că tot luăm ca exemplu această lucrare, o nevertebrată de la care eu personal, citind foarte mult despre ea, am învățat foarte multe lucruri. Este vorba de o meduză care are capacitatea, chiar dacă este sfârmată în mii de bucăți, să se regenereze. Exact ăsta este mesajul acestei lucrări. Ți-ai numit expoziția pe care trebuia să o vernisez la Muzeul Național al Literaturii Române, Reconectare. Reconectare. Cred că exact în momentul acela când balanța înclina către lockdown, exact, tu te gândeai la reconectare. Exact, a fost deloc întâmplător, spuneam. Absolut. Mai cu seamă că ideea numirii acestei colecții
Mi-a venit pur și simplu după o discuție pe care am avut-o împreună cu tine. Da, așa. Da? Deci ai fost inspirația mea, iată încă o dovadă a faptului că îmi găsesc inspirație chiar și pentru a-mi denumi colecțiile. Cei care mă cunosc știu că nu fac colecții decât o dată la 4 ani. Lucrările mele înseamnă o colecție de cel puțin 12 lucrări. Iar ideea de a face această colecție, unde am încercat prin absolut fiecare lucrare în parte să transmit un mesaj extrem de actual, mi-a dat până și mie fiori. Ce înseamnă reconectare? Reconectare înseamnă întoarcerea la valorile adevărate, firești, reconectarea cu natura, cu toate lucrurile, cu toate personajele importante din viața noastră. Din viața noastră ca și pământeni. Nu suntem noi cei mai importanți pe pământ și de cele mai multe ori am încercat să ignorăm toate semnalele pe care natura ni le-a dat. Acum nu mai putem. Ne obligă să ne reconectăm la toate lucrurile care ne ajută să ne înălțăm și ne ajută să evoluăm. Știu că pare așa foarte o frază citită din cărți. Nu este. Este ceea ce simt eu. Nu vreau să dau impresia de altceva. Nu este nimic gândit dinainte, după cum bine știi. Este doar ceea ce simt eu. Și pe măsură ce vorbesc, mă învolburez, pentru că mi este ciudă. Oamenii ar trebui să înțeleagă că este la îndemâna noastră să ne reconectăm cu natura, să ne reconectăm cu lăuntrul nostru, lucruri cu sinele nostru. Sunt lucruri firești de care am uitat să ne folosim, pentru că de fiecare dată latura pragmatică a luat-o înaintea celor firești, naturale. Așa este, chiar spuneam într-o discuție ieri că pedalăm pe piste absolut realiste, exact, raționale, exact, și uităm pur și simplu de ceea ce ne hrănește spiritual și ceea ce ne face oameni până la urmă. Uităm de noi. Da. Și asta este trist și eu n-am să mă las doborâtă. Cred că tu știi foarte bine, cromatica din lucrările mele este una foarte veselă. N-am să abdic niciodată de la folosi o astfel de cromatică. Nu ți-e teamă de culoarea asta? Nu, niciodată. Am sesizat niciodată. Când am văzut prima lucrare a ta. Niciodată, nu mi-e frică, le ador. Este, ele mă reprezintă în primul rând. Nu numai culoarea, dar sunt și mesaje în lucrările tale. Mesaje pe care cel care știe să le perceapă deșifreze, reușește să le și... Așa este. Folosească la ceva. Așa este. Mi s-a părut întotdeauna că a picta e la îndemâna oricui. Perseverența îți aduce cu siguranță și recunoaștere, dar capacitatea de a reuși să transpui într-o lucrare o idee cu un mesaj profund nu este chiar la îndemâna oricui. Sigur, un pictor are posibilitatea să se manifeste în foarte multe feluri. Și așa cum spunea cineva, nu este cea mai bună perioadă pentru artă acum. Și cu toate astea, atunci când reușești să transmiți ceea ce gândești, ceea ce simți într-o lucrare, cred că este un nivel la care toată lumea își dorește să ajungă. Și dacă în acea lucrare reușești să pui și foarte multă energie, și eu cred că am reușit să fac lucrul ăsta pentru că având pânze de dimensiuni foarte mari, în proporție de 60% le lucrez cu palmele, ulterior venind cu
pensulație peste ceea ce am făcut cu palmele, reușesc să înmagazinez în fiecare lucrare foarte multă energie. Și nu de puține ori am avut ocazia să mi se confirme lucrul acesta de către cei care au privit lucrările sau și mai mult de către cei care le au în casele lor. Iar asta este o bucurie extraordinară pentru mine. Așa se și explică de ce expui o dată la 4 ani și de ce de fiecare dată ai 12 picturi care alcătuiesc expoziția. Mi se pare extraordinar. Ai mare dreptate, așa este. Mi-aduc aminte, acum 4 ani, da. Am reușit împreună o expoziție la care țin foarte, foarte, foarte tare, la Centrul European Cultural UNESCO, UNESCO Nicolae Bălcescu, unde spațiul acela mic a devenit neîncăpător pentru lucrările tale, dar în același timp au umplut cu energia lor. A fost minunată, pentru că tot ce a reprezentat organizarea care ți-a aparținut cu desăvârșire a fost de-a lungul a câtorva zile. Spațiul într-adevăr foarte mic și aparent nepotrivit pentru ce aveam eu de expus acolo. Totuși, toate lucrurile au mers atât de firesc, iar reacțiile copiilor care au ieșit de la sălile de curs, de la orele speciale de balet, dacă mi-aduc bine și aminte, balet, dar și pictură, și pictură, da? Reacția copiilor când au văzut lucrările mele este de neegalat. Eu nu am văzut de atunci oameni maturi care să reacționeze precum au reacționat acei copii. Atâta bucurie, atâta uimire pe chipul lor, că a fost cea mai frumoasă răsplată pe care am primit-o. Aici voiam să ajung, pentru că era vorba de modul în care, se știe foarte bine, copiii întotdeauna sunt foarte sinceri foarte în tot ceea sincer. Ce spun, da. Și nici nu știu să se ascundă, nu știu să mintă, exact. Nu știu să facă multe lucruri. Și energia pe care tu ai înmagazinat-o în aceste picturi, ei au simțit-o de plin. A fost incredibil. Au expus tot ceea ce simțeau, da. Și mirarea lor a fost așa de perfectă, da. Încât n-avea cum să nu te bucure, da. Pe tine, a fost, știi? Extraordinar. Da, un spațiu mic care, iată, totuși a fost încăpător până la urmă. A fost încăpător, a fost, da, încăpător. Și a fost foarte multă lume, pe lângă criticii de specialitate, bineînțeles. Aș vrea să luăm așa un pic, pas cu pas, pentru cei care nu știu ce și cum. Știu că tu... Bine, e o meserie vocațională până la urmă, da? Dar care au fost primii pași? Profesorii care te-au îndrumat? Că știu că ai avut profesori extraordinari, da. De la care ai învățat foarte mult și pe foarte care multe. Îi admiri și îi respecti foarte tare. Da, mulți dintre ei nu mai sunt, din păcate. Primii mei pași, nu știu... Tot timpul sunt întrebat care au fost primii pași. Cred că au fost firești, eu nu am știut că voi să fac altceva, a fost o chestiune absolut firească și normală. Cred că am realizat că este altceva și că este un dar extraordinar când cei din jurul meu au început să se manifeste. Și da, am avut profesori, mari artiști ai vremii, Mătăsăreanu, Margarit, Gemeș, Deac, iar cel care m-a influențat absolut radical, tușa personală, a fost Sabin Bălașa. Mă oferesc de cele mai multe ori să spun acest lucru, pentru că atunci când o spun, și nu odată mi s-a întâmplat, foarte mulți mă întreabă, dar ai dovezi? Ai fotografii? Loreta, este un moment atât de penibil, pentru că dacă trebuie să aduc dovezi pentru o realitate care eu am trăit-o, înseamnă că este o tristețe maximă în lumea asta. N-ar trebui nimeni să mă întrebe așa ceva, măcar pentru faptul că există tușă personală.
eu am recunoscut întotdeauna de unde cine m-a inspirat pentru deschide un drum ca și artist. Dar de aici și până să întreb dacă există dovezi, mi se pare atât de puieril. Nu s-a gândit nimeni, nici că eu voi ajunge astăzi unde sunt, nici că Sabin Bălașa nu o să mai fie, m-a și bucurat chiar lângă mine, ca să confirme toate lucrurile astea. De altfel, este un lucru atât de puțin important. Important este ce a rămas, important este cât de mult m-a influențat, important este de știut că la un moment dat am lucrat cu, nu știu cum să le spun, umbrele mele personale, care pentru o vreme m-au obturat și nu m-au mai dat voie să mai pictez. Fiecare dintre noi are o umbră, da, până la urmă. Da, eu am recunoscut-o. Am recunoscut-o și am încercat să conviețuiesc cu ea, să facem un pact, am trecut mai departe. Ai aprins lumina, dragă mea. Am aprins lumina. Se da, află am aprins tine. Lumina. În clipa în care lumina intră într-o cameră întunecată, toate colțurile se văd perfect. Așa că așa este. Umbra nu are încotro și va trebui să primească lumina la rândul ei. Știi ce este extrem de... nu știu, sunt foarte mândră de momentul la care am ajuns și vorba celor dinaintea mea care au folosit această frază, n-aș schimba nimic și n-aș schimba nimic pentru că întreaga mea viață de până acum a avut un sens, măcar pentru faptul că am ajuns să demonstrez. Și sigur, sunt mulți cei care vor recunoaște lucrul ăsta, chiar dacă vor fi și mulți care vor nega realitatea spuselor mele, că eu, ca femeie, ca artistă, am reușit să mă impun. Și iarăși foarte adevărat și trist în același timp este că în țară puțin știu și au curajul să spună, dar Rodica Benintend este un nume. Datorită acestui lucru sunt un pictor independent, fără să mă cantonez de faptul că nu sunt înregimentată în nicio uniune, grupare și așa mai departe. Cu siguranță că aș fi onorată, dar probabil că locul meu încă nu este acolo și atunci cu atât mai mult îmi doresc să demonstrez că există femei care se bucură de recunoaștere în arta pe care eu o fac, mai cu seamă în străinătate, dar va veni vremea ca și în România ca lucrurile astea să aibă curaj să fie spuse sigur că pe da. Nume. De ce nu până la urmă? Mă gândeam, apropo de asta, crezi că unei femei regizor, de exemplu, este ușor în lumea bărbaților? Nu. În niciun caz. Nu. Sau unei actrițe? Nu. În niciun caz. Cu siguranță. Sau unei scriitoare? Pentru că mă gândeam acum că eu o iubesc foarte tare pe Nora Iuga. Crezi că i-a fost ușor? Nu. Dar s-a ținut verticală, s-a ținut dreaptă, puternică și i-a influențat pe ei cu umorul acela care este da. Atât de specific. Exact. Și i-a cucerit pe toți. Așa deci, este. Iată, nu, nimic nu este ușor. Nimic nu este ușor și pornind de la faptul că eu cred că sunt un om puternic care în fiecare zi învăț să depășesc fiecare obstacol în parte, pornind de la acest lucru, asta este explicația pe care mi-am dorit ca la vernisajul pe care l-aș și avut, reconectare, cu siguranță, cu siguranță care da. Să fie și o expoziție manifest. Deci o expoziție manifest pentru că este revoltător câte femei sunt strivite și la propriu și la figurat de talpa celor, și n-am să spun neapărat bărbați, chiar și de sistem, da? Și suferă în tăcere, nemai având multe dintre ele nici măcar posibilitatea să ia vreo atitudine, să spună, să facă ceva în numele lor și pentru ele,
mi-aș fi dorit să fac o astfel de expoziție manifest, mai cu seamă că la vremea respectivă luasem legătura cu o organizație care există în Italia, din care fac parte nume sonore de artiști, mai cu seamă din muzica italiană, nume sonore. Totul s-a oprit, lucrurile nu s-au vindecat de la sine, da? Nu înseamnă că dacă a venit pandemia nu mai există violență, ba din contră, există la un alt nivel. Doamnele nu mai au cum să se manifeste, să spună ceva în sensul ăsta, pentru că oricum nu le-a auzit nimeni. Nu îi aud pe alții care au și mai multe alte probleme, da? Vizibilitate. Și atunci sper totuși că va veni un moment când totul va reintra în normal, normal care nu știm care va fi în momentul ăsta, și atunci o să am capacitatea să spun ce am de spus și din punctul acesta de vedere. Foarte bine, mă bucur că poți să faci asta, pentru că te-am auzit vorbind de pașii aceștia și de ceea ce ziceai mai devreme, cum zic, vis-a-vis de faptul că nu se mai lucrează oamenii. E o perioadă foarte, foarte grea pentru artă, pentru tot ce înseamnă foarte cultură. Grea. Da, este foarte adevărat. Nu mai este, nu e o perioadă foarte simplă pentru expunere, dar pentru a crea e o perioadă perfectă. Da, este. Pentru că ne întoarcem în zona aceasta conexiunii cu divinitatea și eu sunt ferm convinsă că inspirația aceea ne ajută să creăm, să scriem mai mult, să pictăm mai mult, să, eu știu, nu știu, sunt tot felul de, să compunem muzică, eu știu. Sunt atâtea și atâtea fațete ale artelor, ale culturii în general. Și ce rămâne după noi, realmente? Urme importante. Deci din antichitate, dacă stai să te gândești, îți amintești cum se numea primarul Atenei? În niciun caz. Nu. Îți amintești cum se numea un mare, mare autor, da? Deci Herodot sau, nu știu, Platon. Așa este. Deci așa ne este. Amintim cu bucurie. Și învățăm atunci când vrem să facem lucrul ăsta de la fiecare dintre ei. Indiferent că vorbim de scriitori, de pictori, de filozofi, mari filozofi, da? Oameni care au schimbat destine și vieți, măcar pentru faptul că au venit cu altfel de viziune, că au dat posibilitatea ca ceilalți să înțeleagă că lucrurile pot fi văzute de fiecare în alt fel. Iar asta înseamnă, din punctul meu de vedere, a evolua. Și nu este puțin lucru. Uite, eu stăteam și mă gândeam ce om bogat sunt eu și sunt un om bogat pentru că îmi permit luxul de a crea. Da. În momente în care oamenii poate au cu totul și cu totul alte preocupări, unele firești, altele triste, unele neimportante, eu creez. Și asta mă face să cred că sunt un om bogat. Și mă întristez, pe de altă parte, gândindu-mă că există nenumărați oameni talentați care n-au avut puterea, șansa sau determinarea să-și ducă visul la împlinire. Asta este o altă latură de care eu m-am ocupat în măsura în care am putut să-i ajut pe cei care au avut nevoie de un mic ajutor din partea mea. Sunt șocată cum oameni inteligenți de la care aveam pretenție și permis să-și piardă timpul cu lucruri neînsemnate, de care, așa cum spuneai și tu, peste câțiva ani nimeni nu-și va mai aduce aminte și ignoră că lângă ei stau foarte mulți copii sau tineri sau oameni maturi extrem de talentați, cărora nu li se dă nicio șansă. Pentru că în momentul ăsta al pandemiei este greu și pentru cei foarte bine împământeniți, pentru cei care sunt în derivă, care nu și-au găsit calea, este cu atât mai greu. Ce facem pentru ei? Nimic. Ne ascundem în spatele unor scuze general valabile și toată lumea stă confortabil. Sau se dă vina pe soartă.
Nu este corect. Trebuie să învățăm că cultura, indiferent că vorbim de scriitori, de pictori, de filozofi, de oameni de litere, de realizatori de emisiuni, de fotografi, muzicieni, facă viața asta să fie mai frumoasă. Așa este. Să nu pară neînsemnată și noi să fim actori principali, dacă se poate. Da. Și numai de noi depinde asta. Corect, așa este. Ne-am schimbat cumva cadrul, decorul, mai bine zis. Și chiar privind biblioteca din spate, mă gândesc să te întreb, cum decurge o zi din viața ta? Nici o zi nu este la fel. Cu excepția câtorva momente când mă trezesc, pentru că eu lucrez noaptea de regulă. Nu sunt foarte matinală. În momentul în care m-am trezit, bineînțeles că am niște suflete care se manifestă fiecare în felul său, respectiv un cățel și două pisici, care sunt extaziate, care îmi dau puterea de a o lua de la capăt în fiecare zi cu un apetit extraordinar. Lucrurile... În funcție de zile, decurg într-un ritm mai alert sau nu, pentru că trebuie să recunosc, niciodată nu ajunge timpul la câte îmi doresc să fac. Într-o zi pictez pereți, în altă zi mă gândesc să construiesc un copac, noaptea de cele mai multe ori, când este foarte multă liniște, pictez. Mă întâlnesc cu prieteni, pentru că sunt un om care... mă hrănesc cu seva și optimismul și bucuria oamenilor de care sunt înconjurată, pentru că între noi, fie vorba, tu știi foarte bine, îmi aleg cu foarte mare atenție oamenii de care mă înconjor. Nu îmi permit să stau lângă oameni care nu refuză să aibă viziune și perspectivă. Chiar vreau să adaug ceva la ce ai spus. Bunica mea avea o vorbă. Mama, nu cred că vreau să mă mai cer cu nimeni, că n-am timp să mă mai împac. Exact. Deci, așa și, exact. Și la exact. Tine, cred. Da. Nu cred că-ți permiți exact. Ca nu. Energia pe care, de care tu ai nevoie și pe care o dai și celorlalți să fie împrăștiată pur și simplu în vânt. În vânt, să nu da. Folosească absolut. Este banii. Pierdere de timp. Sigur. Și de energie. Și nu aduce nimic pozitiv și nu construiesc nimic făcând așa ceva. Ori asta este un lux pe care eu nu mi-l permit. Fiecare zi este foarte importantă, pentru că fiecare zi pot să fac ceva de care să-și aducă aminte oamenii care la un moment dat vor contempla lucrurile, sper eu,
Iartă-mi lipsa de modestie, dar acolo vreau să ajung, ca toată lumea să se extazieze în fața unor lucrări pe care răspunsuri până să la caute urmă. Răspunsuri, e foarte important. Da. Și fiecare să vibreze cu a lăuntrul ta. Lor. Este Da. Important. Eu cred că fiecare lucrare a ta e un răspuns. Mi-aș dori să fie așa. Asta este și scopul pentru care sunt perseverentă și indiferent dacă câteodată lucrurile nu ies așa cum mi le doresc eu, ca toată lumea sunt o perfecționistă, mă străduiesc și asta este un lucru extrem de important. Și știi ce este frumos atunci când ascult reacțiile celor care se uită la lucrările mele, că descoperă foarte multe lucruri pe care eu nu le-am gândit, dar am reușit într-un fel să le transpun pe pânză, pe pereți, pe haine, pe perdele, pe genți chiar. Ar trebui să amintim celor care ne urmăresc faptul că tu ești foarte, foarte iubită și cunoscută în Monaco, da, în Dubai, în foarte multe, Ibița, nu știu, în Filipine, Italia, nu mai spun, Japonia, pentru că soțul Italia, tău este da, italian, da. Fabrizio Benintendi, iată ce nume frumos, de fiecare dată am fost bucuroasă să pronunț Benintendi, pentru care că are și o semnificație, o intenție bună, sigur, da, că o intenție bună, da. Adică ce putea nimic fi mai nu este potrivit întâmplător, pentru da, tine? Da, mă definește întru totul. Mă completează numele meu și sunt foarte, foarte mândră. Mă gândeam acum în timp ce vorbeam, zic, ești artist vizual, lucrezi, amesteci culorile, iubești, imprimi din ceea ce ești. Până la urmă, inspirația e și o sămânță stelară, dacă stăm să ne gândim, nu? Da, așa. Cu siguranță este. Culorile cu care lucrezi, până la urmă, totuși, care e culoarea ta preferată? Oh, ce mă bucur că m-ai întrebat așa ceva. Să știi că de puține ori mi s-a pus întrebarea asta, dar de fiecare dată sunt bucuroasă să răspund pentru că este o culoare care mă reprezintă întru totul. Verdele este culoarea mea. Verdele pur, clar, foarte intens. Trăiesc, îmi face poftă doar uitându-mă la culoarea verde și îmi dă o stare de bine. Niciodată n-am reușit să egalez ca și simțământ momentul în care, atunci când privesc verdele cu o altă culoare, să-mi transmită și să mă revigoreze, dacă vrei. Nu știu dacă este cuvântul este potrivit. Este ca și cum, sunt ferm convinsă că așa, este ca și cum verdele îți dă viață, da, până la urmă, da? Da, realmente. Deci mi-aduc aminte că exista o legendă grecească, evident, cu cel care era fiul Geei, da, fiul zeiței pământului, care de fiecare dată când era ridicat de la pământ și ținut în aer, își pierdea puterea. Și dacă era lăsat cu picioarele pe pământ, întotdeauna avea o forță extraordinară. Îmi scapă numele în clipa asta, dar n-am cum să nu mi-amintesc acest lucru. Așa cred că ți se întâmplă și ție cu verdele, cu verdele, nu? Da, așa este. Și cred că tot de la verde îmi vin și foarte multele idei, nenumăratele idei pe care le am. Nu mi-ajunge timpul să le pun pe pânză. Eu știu că tu știi foarte bine lucrul ăsta, cei care ne privesc acum, probabil că acum află, că niciodată nu lucrez un singur tablou. Da. Încep 3 tablouri și le lucrez concomitent. Asta și datorită faptului că am foarte multe idei, iar inspirația, mare parte, vine de la contemplarea culorii care mă definește, verdele. Extraordinar, da. Iată ce frumos. Mă gândeam, apropo de loc, apropo de pământ, apropo de creație, se spune, de fapt, poporul nostru are o vorbă veche, omul sfințește locul. Ce crezi? Reușești lucrul acesta? Sunt ferm convinsă că da. Mă bucur și îți mulțumesc mult că spui. Nu m-am gândit niciodată dacă sfințesc locul. Privind ceea ce ai reușit să faci Îl aici, transform. Acest, da.
Îl transform. E minunat ce ai reușit să faci aici. Îl transform și ăsta este un lucru de care, pe care ar putea să-l facă oricine. Eu chiar mă folosesc de capacitatea asta și nu ignor niciun colț unde să nu-mi pun amprenta. Indiferent că vorbim de pereți, de stâlpi, de tavane și orice vrei tu. Fiecare loc din casa mea, din locul meu unde eu creez și unde mă simt cel mai bine, are amprenta mea. Este foarte adevărat. Nu știu dacă sfințesc, dar cu siguranță mă străduiesc să-l transform. Ai reușit să înfrunți toate obstacolele pe care ți le-a pus viața așa da. Frumos, nu știu cum ai reușit. Dar am remarcat asta, că ai avut curaj, ai avut demnitate, ai avut o verticalitate așa aparte. Ce ți-a dat puterea să... Cum ai reușit să depășești? Să treci prin obstacole, nu peste, ci prin. Ioan Ghiurii Pascu spune asta, să știi, și da. Am remarcat subtilitatea acestui cuvânt, că nu este peste, ci prin. Prin. Cât adevăr. Așa este. Uite, nu m-am gândit niciodată atunci când au existat momente grele, cum voi reuși să depășesc acele momente. Acum însă, uitându-mă în urmă, constat că am avut o determinare venită din credința că nimic nu este întâmplător pe pământul ăsta. Eu fiind și un om conectat, dacă vrei, cu altfel de energii și sunt extrem de mândră să spun lucrul ăsta. Nu-mi este nici jenă, nu mă cramponez nici de faptul că cineva ar putea să mă judece greșit sau altfel, e treaba fiecăruia în parte. Eu mi-am găsit puterea în credință, am fost convinsă, cum am spus mai devreme, că nimic nu este întâmplător pe pământul ăsta și că dacă trebuie să mi se întâmple ceva, este pentru a îmi demonstra încă o dată că sunt puternică, pentru că, cum bine știi, Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți asta duce. Fără îndoială. Și eu am putut. Și capătul sper să fie departe, și pentru că mai am atât de multe lucruri de spus și de făcut, încât nu-mi permit să mă opresc și să mă gândesc că ar putea să mai vină alt fel de provocări în viața mea, pentru că dacă vor veni, cu siguranță sunt pregătită să le trec. Sunt ferm convinsă că vei reuși. Eu mă gândesc că acest talent pe care tu îl ai, ai reușit să-l transmiți mai departe. Pentru că priveam acum fotografiile da. Fiicei tale și nepotului tău. Da. Fiica ta reușește să facă lucruri absolut uluitoare. Da, și sunt extrem sunt de mândră. Sunt convinsă că am moștenit de la tine acest talent artistic, așa e? Da, așa este. Așa este. Andreea este un copil excepțional, este arhitectă, dar are o pasiune pentru tot ce înseamnă lucruri de suflet, făcute din suflet pentru suflet, cu o delicatețe și cu o maestrie de care n-am crezut-o în stare decât în momentul în care am văzut lucru finit. Este remarcabilă și permanent mi-a spus că își dorește să îmi depășească toate așteptările și să mă întreacă. Eu nu pot să fac decât să o susțin, să o motivez. Sunt cel mai aspru critic al ei, la fel cum ea este cea mai aspră critică a mea. Da, nimic nu-mi trece cu vederea. Totul este foarte bine observat și asta pentru mine înseamnă o motivare și o motivație extraordinară. Vede copac și nu da. Puteam să imaginez copacul undeva în spatele meu acum, dar cred că
Verdele ei te ajută Exact. foarte mult. Mă ajută. Ramura aceasta pe care o reprezintă Andreea înseamnă foarte mult pentru tine, Da. sunt foarte convinsă. Foarte mult. Este totul. Totul. Mă gândeam acum, pentru că te-am auzit vorbind de credință, tot, la un moment dat ai spus în ceea ce am discutat înainte de emisiune, că nu, niciodată nu ți-ai dorit să pleci din România. Chiar l-ai convins pe soțul tău să rămână aici și să nu plecați în Italia. Majoritatea românilor vorbesc urât despre această țară, care e atât de frumoasă până la urmă. Pământul acesta nu are absolut nicio vină. Ai călătorit mult, ai fost peste tot, sunt fer convinsă. Nu, cred că nu ți-au scăpat prea multe nu, țări. Nu, știu din că am fericire, discutat despre da. Asta. Eu zic că suntem privilegiați că ne aflăm aici, în acest punct al planetei. În această zonă atât de minunată, nu știu care altă țară mai are și munți, mai are și acces la mare. Aproape totuși, niciuna. Da. Și atâta verde care se pierde pe zi ce trece. Da. E un privilegiu sau nu să fii român? Absolut. Și nu numai că este un privilegiu de care sunt mândră, dar tot timpul, indiferent de consecințe, pentru că am și învățat în Italia, nici o clipă nu mi-a trecut prin cap să îmi ascund originile. Sunt foarte mândră, iar cei care permanent blamează pământul ăsta, am să le spun doar atât, este urât să scuipi în farfuria de unde mănânci. Este nefiresc, pentru că dacă continui să faci așa ceva la nesfârșit, să nu te întrebi dacă la un moment dat țara asta o să se și supere pe tine și o să ne zguduie din temelie în așa fel încât să înțelegem că suntem privilegiați, că trăim într-o țară cu oameni frumoși și nici măcar ei nu știu cât sunt de frumoși, cu oameni deștepți, cu oameni talentați. Și nu trăim mânați de tot felul de frici și de obsesie, așa cum sunt cei mai mulți care trăiesc chiar în marile capitale ale lumii, da? Care n-au posibilitatea să-și crească copiii în credință și în liniște. Și exemplele ar putea continua la nesfârșit. Sunt oameni care n-au bucuriile noastre de zi cu zi, așa cum sunt ele, așa cum le-am creat noi până la urmă, da? Pentru că ele vin ca și o moștenire dată de cei care au fost înaintea noastră. Foarte mulți au știut să le conserve, să se bucure de ele. Cei care au ales să plece, sigur, mulți dintre ei n-au făcut-o de bunăvoie, au făcut-o și pentru că și-au închipuit și chiar au reușit mulți dintre ei să ne reprezinte în străinătate. Și știi care este culmea? Cei care au reușit să facă din visele lor realitate sunt românii care vorbesc cel mai frumos de România. Este mișcător până la lacrimi când auzi un om, recunoști că este român, știi că este un om de succes și este tare mândru de asta. Este, da. Știu că pare așa de suet să spui că te mândrești cu faptul că ești român. Mie nu mi s-a părut niciodată. Eu am fost tare mândră pentru că dacă nu știu, dacă m-aș fi născut în altă parte, cu siguranță că cariera mea ar fi fost la un alt nivel, dar n-aș mai fi avut atâta vibrație pe care am reușit să o înmagazinez în fiecare lucrare pe care am scos-o către public. Iar asta nu este puțin lucru. Eu sunt recunoscătoare. Nu este puțin lucru, fără doar sau poate. Timpul nostru curge frumos, așa, nisipul din clepsidră se scurge altfel.
în sensul că a trecut. Îți mulțumesc tare mult pentru această după-amiază absolut minunată, petrecută aici la tine acasă, în locul mulțumesc. În care tu creezi și în locul pe care chiar îl sfințești acum, fără niciun fel de... și în care, iată, avem parte de minunații tăi prieteni, necuvântători. Necuvântători. Da? Și Emil Gârlea nu avea prieteni necuvântători, așa că nu-ți face griji. Îți mulțumesc că ne-ai primit. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația Muzeului Național. Eu mulțumesc mult. Și nu pot decât să-i rog pe cei care ne-au privit până acum și ne-au ascultat până acum să fie atenți la lucrările tale, să găsească mesajul ascuns de acolo și să se bucure de toate culorile pe care tu le-ai înmagazinat acolo, le-ai pus de energie, de tot ceea ce ai făcut tu acolo. Noi ne vom plimba în continuare prin casa ta muzeu, așa cum îi spunea colegul meu, Daniel Paul Ciobanu, căruia îi mulțumesc că de fiecare dată are grijă de noi să arătăm bine, să mulțumim. Fim bine. Vă invit să urmăriți în continuare câteva din imagini din ceea ce înseamnă creația Rodicăi Benitendi și pentru că ne-ați urmărit până acum, vă mulțumim frumos. Cele bune tuturor! Mulțumesc!